În urmă cu puțin timp, TV Giurgiu v-a prezentat un caz în care mai mulți locuitori ai satului Remuș semnalau faptul că nu beneficiază de serviciul de salubritate de mai bine de 8 luni. După nenumărate sesizări la autoritățile cu abilități competente în siguranța cetățenilor, conducerea primăriei Frătești a găsit rezolvarea. În data de 7 octombrie s-a organizat o licitație la care au participat reprezentanții mai multor firme de salubritate. Licitația a fost câștigată de firma Financiar Urban, operatorul economic ce își desfășoară activitatea și pe raza municipiului Giurgiu. Potrivit viceprimarului comunei Frătești, contractul a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire, iar fiecare familie care va încheia un contract cu firma colectoare de gunoi va trebui să achite o sumă de 4,70 lei de bani de persoană pe lună. Am avut licitație pe data de 7 octombrie, care a câștigat firma Financiar SRL, care începând cu miercuri 16 octombrie va începe să colecteze gunoiul din pe raza comunei Frătești. Va merge o zi la Remuș, cetatea Bălănoaia, o zi la Frătești. Încheierea contractelor se va face cu ajutorul reprezentanților primăriei, care se vor deplasa la fiecare locuință pentru a verifica câte persoane locuiesc cu adevărat la acea adresă. Totodată, conducerea primăriei Frătești trage un semnal de alarmă în acest sens și le aduce la cunoștință remușenilor că, începând din data de 16 octombrie, persoanele care vor fi prinse că aruncă gunoiul necontrolat vor fi sancționate conform legii. Nu am putut să-i amendăm până acum, deoarece aveau dreptate ei că nu aveam contracte. Și atunci zice, domnule, dacă aveai contract, eu predam gunoi. Dacă nu aveți contract, nu-i vina mea. Dar de acum încolo, dacă îi prindem, începând de miercuri, joi, să nu se supere nimeni, niciun localnic de pe raza comunii, dacă va fi amendat, amenzile sunt destul de drastice. Viceprimarul comunei Frătești, Dumitru Dogaru, mai spune că în următoarea perioadă celelalte probleme ale locuitorilor, însemnând iluminatul public și racordarea la rețelele de apă potabilă și canal, vor însemna o prioritate pe lista de investiții. De asemenea, viceprimarul speră ca pe viitor să nu se mai confrunte cu astfel de probleme, iar locuitorii satelor pe care le are în subordine să fie mulțumiți.